Un sibian care vrea să discute cu președintele României, Klaus Iohannis, a fost oprit de o echipă a Serviciului de Pază și Protecție. Șeful statului s-a aflat astăzi la Sibiu, alături de președintele Germaniei. Președintele Klaus Iohannis se îndrepta spre primăria Sibiu când un bărbat a încercat să-i vorbească despre problemele pe care le are. Nici bine nu a reușit să-i adreseze câteva cuvinte, ca angajații serviciului l-au și îndepărtat de lângă șeful statului. Sibianul avea în mâini mai multe documente pe care probabil ar fi vrut să-i le arate lui Iohannis, dar nu a mai reușit. În orașul al cărui primar a fost, actualul șef al statului a încheiat vizita cu o deplasare la Cisnădie, la biserica fortificată din centrul orașului.